Mirabela Dauer are o carieră împlinitoare, are o mulțime de fani care îi ascultă piesele și este fericită că a reușit să aducă zâmbetele pe buze fanilor ei de-a lungul zecilor de ani. Este satisfăcută din acest punct de vedere, însă nu poate spune același lucru despre viața sa personală. Artista locuiește de una singură, iar singura bucurie a sa este grădina plină cu flori pe care o îngrijește cu drag de fiecare dată. În cadrul unui interviu recent, cântăreața a vorbit despre marea durere a vieții sale, pe care o regretă în fiecare zi. Mirabela Daur consideră că a făcut o greșeală imensă în momentul în care a ales să-și vândă casa pe cea în care locuiește acum. Chiar dacă este mult mai mare decât precedenta, artista nu are liniște, mărturisind că nu este deloc o fire care să fie atrasă de lucruri extravagante, ci din contră. Amintim că artista a fost greu încercată de viață în momentul în care a aflat că suferă de cancer. După luni și costisitoare tratamente, a reușit să iasă din această situație dificilă. În prezent locuiește de una singură, alături de animalul ei de companie, un micuț patruped. Mirabela Daur a declarat că s-a obișnuit cu singurătatea, simțindu-se chiar fericită atunci când nu are pe nimeni în jur.